Ieșirea de pe făgașul ăla cere energie, cost energetic foarte mare și poate și dezechilibra. Practic, respectă natura, cât îl duce făgașul pe o rută, e mai economic să stea pe el și să nu riște ieșirea. Unor nici mai poate să se aducește. Atunci a încheiat cursa. Ia să vedem. Dependență, exemplu de dependență legală. Mai descrieți un pic funcțiile. Încă nu e chiar cazul să le descrieți, dar să vedem la final. Am avut un dezastru în navetei spațiale Challenger. 28 ianuarie 1986. S-a dezmembrat, știți povestea. Deci, o garnitură în monitoring a cedat. Bun. Păi, ia să vedem următorul slide. Garnitura era undeva pe aici. Între chestia asta subțirică, așa. Da? Și rezervorul ăla central mare. Asta e rachetă. Una din cele două rachete propulsoare. Vedeți și puțin din ochi și din estetică. Ele sunt ca subțiri. Dirimentii sunt cam prea zvelte pentru tot ansamblul ăsta. De ce sunt și tocmai din cauza chestii astea așa că factoringul, probabilitatea să pice o garnitură de aia mai mare. De ce s-a întâmplat treaba asta? Dependența legală. Fabrica din Seattle, unde se fac rachetele respective, e peste mult. Nu pot, rachetele nu se pot aduce decât cu tren. Trenurile trec prin niște tuneluri. Tunelurile au o deschidere, funcție de cartamentul șinelor, funcție de cartamentul șinelor, care au fost limitați în proiectarea de tunelurile alea. N-au putut să le facă mai... Da? Bun. Mai departe, englezii construiseră linii ca o experiență. Deci era mai bun. Se va crea. Și ei se ocupaseră de chestia asta. Ei făcuseră înainte tramvai. Iar liniile de tramvai, ca să fie ușor montate în orașe, le făcuseră pe vechile drumuri romane. Bine făcute, pietruite și care au și făgașuri de cară. Și s-a ales cartamentul să mă folosesc cât mai bine de fostul făgaș. Deci decizia de... Da, dar... Înțelegeți, romanii au ales cartamentul dintr-o rațiune. Mă duc mai departe. Romanii se luptau și drumurile lor erau cheia... Au fost cheia victorilor lor. Cheia Imperiului. Viteza de a ajunge în orice parte a Imperiului, da? Foarte buni în carele lor de luptă. Care de luptă, care aveau 2 pași și carul cu luptătorul în spatele lor. E, asta impuneau niște rigori. Ăsta a fost regatamentul din specificațiile militare pentru distanța dintre roțile carului de război roman. Deci, se pune problema că trec două așa, unul pe lângă altul. Unul vine, altul pleacă, chiar pe timp de pace. Osile alea care ies la roata de căruță să nu se lovească între ele. Se răstoarnă toate chestia. Dar de ce 1,44 m? Păi, nu se vor întâlni carurile dacă fundurile la cei cai care le trag sunt mai late decât distanța aia. Deci, măsura asta, două funduri de cal. Fără să-și dea copii pe trei. Da? Două funduri de cal. A dus prin dependență de cale la o soluție de proiectare care a fragilizat o navetă spațială peste 2000 de ani. Într-un proces care se cheamă dependență de cal. Și la produs, da? La figurat. E poate cel mai celebru. Ei bine,
suntem în... Când văd scandalurile astea sterile între protocoloniști și sincroniști și continuările de război, nu, nici măcar pe sexul îngerilor, pe pălărie, pe pana de la pălăria îngerului. Tot am... îmi dau seama că e un făgaș din care fiecare parte nu poate să iasă, care ar însemna foarte multă energie de depus de acolo. Ar însemna energie de reînvățare altui mod de a fi. Ori, asta este foarte foarte greu de depus. Probabil cei care vând training sau au chestia asta, s-au lovit de problema asta când își proiectau piața, când încercau să se adreseze publicului. Mă, eu îl pun și la un efort. Da, și să-mi dea și bani. El îmi dă și efort și bani. Am două chestii pe care trebuie să le reglez când eu părtez. Bă, dar nu mă omoară training-ul tău. Plus, dar cât costă? E greu să-i spun, te omoară foarte tare și poți să atât, pentru că numai așa poți să ieși de făcaș. E foarte greu să îi spun așa ceva, da? Bun. Hai să vedem, dacă tot am vorbit de învățare, de ce am mai găsit în cercetările astea ale noastre, dacă avem undeva pe zona modurilor de a învăța, că vorbim mult de educație, o problemă care ne arată că sunt unele dependențe de cale. De aici am luat câteva slide-uri la fiica mea. Deci, asta prezintă titlul de stare mele. Slide-urile nu sunt făcute direct pentru mine. Modelul de învățare experiențială al unui corp. Este un model arhicunoscut. Deci, înseamnă un ciclu care pleacă după experimentarea activă, trece, nu, pleacă, scuzați-mă că ăsta e pus așa un pic, da? Dintr-o experiențare concretă. Deci, prima dată nu experimentez în viață. Sunt în burtă la mama și am experiențe concrete acolo. Învăț mirosuri. Observarea reflectivă, în ciclu, conceptualizarea abstractă, experimentarea activă, asta aduce noutate, am feedback de la natură pe noutatea asta, nouă experiență concretă și toată viața, spune corp, suntem în ciclul ăsta. De observat, că iar avem un caz de dualitate, am tot subliniat cazurile de dualitate, nu pot să vin și din perspectivă fenomenologică și structurală în același timp, nu pot să văd și unda și particula în același timp, nu pot, pot să integrez după aia înțelegerea lumea în minte, dar într-un limbaj care comunic mai greu. Și aici, nu pot să experimentez concret, ci simultan să conceptualizez abstract. Deci, când mă calcă trenul, experiențele concretă, e... Deci, sunt în mijlocul evenimentului. Trăiesc experiența. Deci, nu pot să plec cu experiența de la teatru, să spun, dacă sunt unii critici de teatru care scriu cronica chiar în timp ce văd prima dată piesa aia. Se poartă chestia asta. Ca să scape repede. S-a dus, lasă, treci tu prin reflexie și după aia te cupară. Mai ales că mai vede și actorul care știe ce ochi are acolo, cum îi face chestia asta. Nu poți să experimentezi activ și să stai în observare reflectivă în același timp. Poți comuta între cele două lucruri, se poate comuta și se poate comuta punând, deci, între astea două, comut, punând, sprijinindu-mă, pivotând pe ăsta. Pivotând pe celălalt plan, întotdeauna.
De care procesul este și mai rafinat. Ce înseamnă a trece de la experiența concretă la observare reflexiv, da? A fi sensibil la sentimentele celorlalți. Nu fac cu ecuații. Concept abstract. A fi sensibil la valori. A recepta cu mintea deschisă, adună informații. A imagina, am început să fiu reflexiv când îmi imaginez implicațiile unor situații ambigue. Când intră în funcțiune ficțiune. Capacitatea de ficțiune. Mugurii de teorie. Și nu le citesc pe toate. Vreau să arăt că sunt 30, sunt 6 ori 4 pași destul de fini în acest model. Vă facem asta. Ne-am dat un chestionar și fiindcă pentru doctoratul ei și eu pe alte tipuri. Deci ea l-a dat în zona artelor celor care vin să facă un curs de inițiere în teatru la Fundația Calabitării pe care o ține și eu pe diferite școli de doar am aici, numai așa, reprezentat simbolic rezultatul ăsta. Din întrebări, din preferințe și din... Deci am să dau mai mult preferința unde își vede vocația. Nu ce îi să facă. Între reflexie și conceptualizare pe astea. Deci pe a organiza informația, a construi modele conceptuale. A testat teorii și idei, a proiecta experimente, a analizat date cantitative, nimeni nu se... Visează. Visează, nu se... Și nu preferă să facă așa ceva. Dă teoria și o aplic eu repede. Deci, pot să învăț pe de rost niște reguli și el îți cere, zi-mi regulile, nu spune de ce. E cazul clar, clasic când îți face chestia asta. Zi regulile, nu spune de ce. Nu înțeleg că preferă să stea aici. Sau mai degrabă, zi clar rețeta, cum pot să o folosesc, să sar direct în